ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Ceremonii de investire a primarilor și consiliilor locale. ...125 de ani în slujba educației. Percheziții domiciliare și un tânăr reținut de polițiști pentru tâlhărie. Centrul cultural din comuna Mănăstirea Cașin a avut loc ceremonia festivă în cadrul căreia noul consiliu local, dar și noul primar George Bucur, a depus jurământul pentru primul mandat de primar. La eveniment a fost prezent prefectul județului Bacău, Claudiu Ilișanu, europarlamentarul Dragoș Benea, dar și mulți alții. Evenimentul a început cu o mică slujbă de binecuvântare a preoților prezenți la eveniment. Binecuvintează-ne pe noi robii tăi, binecuvintează adunarea aceasta și pe aleșii poporului tău, că Sfânt ești pe toate, le sfințești acum și bunurile și vecii vecilor. Amin. La eveniment au fost prezenți un mare număr de primari din zonă. Este vorba de primarul comunei Guravăii, Silviu Tinei, primarul comunei Târgu Trotuș, Cătălin Sabău, dar și mulți alții. Este o mare onoare și în același timp o responsabilitate să mă aflu astăzi aici, în fața dumneavoastră, ca primar al acestei comune. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o și pentru sprijinul pe care l-am simțit că tot parcursul acestui proces electoral. Fără susținerea dumneavoastră, acest moment nu ar fi fost posibil. Astăzi nu este doar începutul unui mandat pentru mine, ci și începutul unei noi etape pentru comunitatea noastră. Avem în față provocări importante, dar și oportunități extraordinare. Cred cu tărie că, împreună, putem transforma aceste provocări în succese și putem construi un viitor mai bun pentru noi toți. Prioritatea mea principală va fi cetățeanul și nevoile sale. Vreau să vă asigur că administrația pe care o voi conduce va fi una deschisă, transparentă și dedicată dialogului. Ușa mea va fi mereu deschisă pentru voi, pentru ideile și propunerile voastre. Numai prin colaborare și prin implicarea activă a fiecăruia dintre noi vom reuși să facem schimbările de care comuna noastră are nevoie. Vom pune accent pe dezvoltarea economică, pe educație, pe sănătate, infrastructură și pe protecția mediului. Împreună cu echipa mea voi lucra neîncetat pentru a atrage investiții și a îmbunătăți calitatea vieții tuturor cetățenilor. Îmi doresc ca comuna noastră să fie un loc în care fiecare dintre voi să se simtă mândru că trăiește. Știu că așteptările sunt mari, la fel ca voi, am aspirații mari pentru comunitatea noastră, însă vreau să fiți convinși că nu voi face promisiuni fără acoperire și voi rămâne dedicat obiectivelor pe care le-am stabilit împreună. Dragi concetățeni, închei prin a vă invita să fim uniți, să ne implicăm cu toții și să privim cu încredere către viitor. Numai împreună putem construi un viitor mai bun, mai sigur, mai prosper pentru noi și pentru generațiile ce vor urma. Vă mulțumesc încă o dată pentru încredere și abia aștept să începem munca împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu! Europarlamentarul Dragoș Benea a făcut o trecere în revistă a evoluției politice a primarului George Bucur. Ca în orice film american, binele învinge rău la primar. Varianta lungă însă are povestea sa. Trebuie să încep cu cei care au făcut posibil această schimbare și ziua de astăzi. Sigur, probabil am să surprind, încep prin a-i mulțumi lui Claudiu Prinuie și lui Geo Panfil, pentru că undeva după amiază de toamnă 2021 au îndrăznit, erau cam în ilegalitate ei. De fapt, deci ne-am văzut la Mănăstirea Cașin, ne-am văzut pe la Onești, că au îndrăznit să pornească, cum ar spune spaniolii, remontarea, refacerea. După niște mandate de succes administrative ale lui Gabi Protesei, care îi mulțumesc și acum și pe această cale, e clar că lucrurile la Mănăstirea Cașin degenerau. Claudiu și Cugelu au pus bazele a ceea ce este astăzi și sigur că le mulțumesc lor, dar în primul rând este mulțumim celor 1100 de locuitori ai comunii Mănăstirea Cașin,
Pentru că ei au făcut posibil această schimbare, care văd că deranjează. Asta este. Oameni care cred că le știu pe toate, stăpânesc totul, nu vor să fie schimbați, sunt soluția la toate, sunt extrem de toxici și extrem de periculoși. Este... Știți, uneori gesturile fac cât 1000 de cuvinte. Eu știu că unii nu sunt bucuroși de oaspeți, dar e bine să spunem lucrurilor pe nume, pentru că eu nu am venit aici, nici eu, nici colegii mei, n-am venit aici ca să spunem baliverne, sau să spunem formalități. E o realitate că... Doamne, dacă vreți să luați cuvântul, eu chiar vi-l dau. Vă dau din timpul meu, dar tare mică o să dați din dulbe în bâlbe. Tare mic. Eu așa clevetitor și cârpătaș și am văzut la viața mea și nu mă impresionați. Dar nu vreți să mă lăsați să spun ce am de spus? Dacă vreți să cuvântați, cuvântați. Dar am emoții că puteți lega. Haideți! Nu vreți să luați cuvântul? Nu, mulțumesc. Da. Vă ascult. Te ascultați dacă știți. Încercați să vorbiți la subiect. Dar subiectele nu le stabiliți dumneavoastră. Până una alta, eu nu vorbesc baliver. Vorbesc realități. Că nu vă plac dumneavoastră să le recunoașteți. Asta este. Populația din Mănăstirea Cașin a consfințit ceva care nu vă place. Și le mulțumesc încă o dată celor 1096 de locuitori care au înțeles că aici se mergea cu capul în gard. Și au produs o schimbare care, sigur, are și ea nivelul ei de așteptare. Evident, urmează 4 ani în care noi toți cei de aici și foarte mulți din sală și care sunt și absenți, că nu suntem doar noi, va trebui să demonstrăm că se poate face și un alt fel de administrație decât s-a făcut aici. Pentru că aici s-a vorbit mult, s-a amenințat mult, s-a pălăvrăgit mult și s-a făcut foarte puțin. Și când s-a făcut, s-a cam făcut ce a însămânțat Gabia Preotesei, care an la rând, el știe, nu știu dacă e în sală sau nu, el știe că i-a reproșat faptul că era așa mai moale, mai politic decât e cazul. Păi dacă îi dai o palmă, îți întoarce obrazul să o primească și pe a doua. A venit altcineva, ok, nici nu bat gura să-i rostesc numele, că a demonstrat că nu știe să piardă. E și asta o calitate, să știi să pierzi și n-ai pierdut la table sau la cărți. Ai pierdut ca urmare a unui proces electoral în care oamenii și-au spus cuvântul. În primul rând, atitudinea din această seară jignește electoratul și pe cei care au votat și pe cei care nu au votat. Dar asta nu e problema mea, e problema dânsei. Și noi ne vedem de treabă, că noi ne dea nimeni șanse când aeronava asta a decolat acum un an, cu chiu cu vai, mai puțin de un an, și le mulțumesc tuturor celor care se știu ei, că ne-am văzut unde ne-am văzut, de data asta pe raza Comunei Mănăstirea Cașin, le mulțumesc că și-au luat soarta în mâini și au înțeles că dacă nu se implică și nu muncesc și nu țin aproape și nu stau spate în spate, n-au decât să se lamenteze. Liceul Tehnologic Anghel Salini din Bacău a marcat o realizare impresionantă, sărbătorind 125 de ani de la înființare. Evenimentul a avut loc la Teatrul Municipal Bacovia și a fost un moment important pentru comunitatea locală, aducând la oaltă elevi actuali și foști profesori, foști absolvenți, dar și reprezentanți ai autorităților locale și ai altor instituții de învățământ. 125 de ani trainici ce au dovedit competențe deosebite, atât în rândul cadrelor didactice, ce au dovedit deprinderi pe care, în cazul elevilor care au terminat profilurile tehnologice, dar bineînțeles că și capacități pe care elevii de la profilurile teoretice, pe care de-a lungul timpului Liceul Anghel Salini le-a dezvoltat. Toate lucrurile acestea se văd în societatea băcăoană, în comunitatea băcăoană, în societatea românească și au avut un mers și o devenire care au arătat exact ceea ce trebuie, o revoluție firească. O tradiție îndelungată în educație, liceul este cunoscut pentru pregătirea sa în domeniul tehnic și pentru contribuția adusă la formarea profesională a generațiilor de tineri. În decursul celor 125 de ani, școala a evoluat, adaptându-se cerințelor pieței muncii, modernizându-și continuu oferta educațională și infrastructura. Astăzi împlinim
125 de ani de existență, 125 de ani de existență în slujba educației. Este un eveniment deosebit pentru noi, un eveniment de suflet și înseamnă, de fapt, că ne dorim încă 125 de ani. Tot aici, tot în comunitatea băcăoană și tot în educație. Toată această perioadă, noi în Liceul Tehnologic Angel Salini am promovat o idee foarte importantă, și anume ideea de familie, de echipă. Încercăm cu toții să fim o echipă, să rebranduim școala, să recreăm o nouă cultură a școlii în contextul în care societatea de astăzi se dezvoltă, pentru că, după cum vedeți, lucrurile se schimbă în mod exponențial, iar noi ne adaptăm în permanență la aceste schimbări. Sărbătoarea a inclus o serie de evenimente festive și momente de recunoaștere a valorii absolvenților și a cadrelor didactice care s-au implicat în dezvoltarea liceului. În aceste prin anii 70, aproape toți elevii liceului, absolvenții liceului industrial numărul 5, cum se chema atunci, reușeau, nu mai țineam bacalaureatul, ci reușeau în proporție de peste 90% la facultate, ingineri și subingineri. Foarte mulți din acești absolvenți au lucrat, au condus diferite întreprinderi de județul Bacău. Poate puțin știu, dar din elevii liceului, unii au devenit oameni de știință. O zi emoționantă pentru mine, la aniversarea 125 de existență a Liceului Tehnologic Angel Salini, cum se numește acum. Am fost elev al Liceului Industrial numărul 5, în perioada 1971-1976, când, în cadrul grupului școlar de construcții, s-au creat primele clase speciale. O clasă de construcții, o clasă de instalații, o clasă de arhitectură, o clasă de drumuri și poduri și o clasă de instalații. Am vrut să văd pe câțiva din profesorii mei, nu am avut norocul acesta, am văzut profesori care au predat în acea perioadă la clasele paralele. Această perioadă, fac un calcul, de din 71 până acum sunt 53 de ani care cunosc existența și evoluția acestui liceu. Din 125 e ceva, zic eu, 53 de ani să cunosc. Mă bucură că amploarea secțiilor, claselor din ziua de astăzi a infirmat zicerile altora din perioada 1995, 96, 97, când vorbeau urât despre continuitatea liceului industrial, deci a liceului tehnologic de astăzi. Mulțumesc conducerii liceului, profesorilor cu care lucrăm. Noi la Cultul Eroilor avem cercurile Cultului Eroilor în instituțiile de învățământ. Una din cele mai puternice și activități multiple se desfășoară și în cadrul acestui liceu. Dumneavoastră sunteți cei care îi inspirați pe cei de pe bănci. Da? Încercați să-i puneți un făgaș, dar cum știm, dacă ați sărit un măr, poți să faci ce vrei tu, nu va fi păr. Corect? Dacă în soarta mea a fost, vremea mea a fost să fiu arhitect, dar soarta mea a fost să fiu în lumea filmului. Acolo am ajuns. N-am ajuns aici. Am lucrat aici cu domnul Geo Saisescu, și cu Ovidiu Iulie Moldovan, și cu Stella Popescu, și mai multe chestii de la București. Dar destinul meu m-a dus tocmai peste ocean. Și de ce zic asta? Pentru că vreau să vă uitați la fiecare copil de pe bănci și să vă gândiți, măi, ăsta acum e o sămânță. Ăsta nu e cine e la acum. Hai să fim serioși. Cine mă știe de acum 30 de ani, am să fiu dur și am să zic, bă, ce mă, ăsta era un fraieric. Corect? Și hai să fim serioși și să ne amintim. Toți am fost așa. Pentru că aici am învățat multe chestii și am avut foarte multe experiențe frumoase în acest liceu.
Este o bucurie să particip, pentru că îmi dau seama că cu timpul anilor liceul tot a evoluat din ce în ce mai mult. Pentru mine liceul tehnologic este o parte foarte importantă din viața mea și sunt foarte mândră că am reușit să intru aici. Liceul tehnologic Anghel Salini este un pilon de educație important în Bacău, fiind dedicat pregătirii profesionale pentru diverse domenii, inclusiv construcții, mecanică, alimentație publică și prelucrarea lemnului. Prin adaptare și transformare continuă, instituția reflectă angajamentul de a răspunde atât cerințelor pieței muncii, cât și nevoilor comunității locale. La data de 7 noiembrie anul curent, polițiștii de investigații criminale din Târgu Ocna, sub coordonarea parchetului de pe lângă Judecătoria Onești, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în localitate, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată. Un tânăr de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Bacău. La data de 1 noiembrie anul curent, polițiștii au fost sesizați de către un localnic de 37 de ani despre faptul că o persoană necunoscută i-ar fi sustras prin acte de violență un telefon mobil. În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat un tânăr de 22 de ani din localitate, bănuit de comiterea faptei. În urma perchezițiilor a fost descoperit și predat proprietarului telefonul mobil, prejudiciu fiind recuperat. După administrarea probatoriului față de cel în cauză, a fost luată măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, ulterior fiind prezentat instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. La activități au participat și luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale ai IPJ Bacău. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. În memoria vânătorilor de munte, a eroismului și curajului lor, în fiecare an de ziua lor, Primăria orașului Târgu Ocna, împreună cu Unitatea Militară Batalionul 22, sub comanda domnului locotenent colonel Maricel Șelaru și cu sprijinul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, alături de celelalte unități de învățământ și de preacucernicii părinți, a fost organizat un ceremonial de cinstire, dar și de a transmite căldurosul mesaj de la mulți ani celor ce în acest timp activau sub însemnele Florii de Colț. Astăzi la Târgu Ocna ducem tradiția mai departe, organizând al 19-lea eveniment de aducere a unui pios omagiu eroilor neamului României, oriunde au căzut la datorie, și pentru a cinsti arma vânătorilor de munte, care peste două zile, pe 3 noiembrie, își servează ziua oficială. La mulți ani, dragi militari ai Armatei Române, vânători de munte! Iată că și timpul este alături de noi, prezența dumneavoastră aici, în piațeta Costache Negri, din fața primăriei, ne onorează, ne responsabilizează și totodată ne bucură. Într-o zi deosebită, așa cum este astăzi, avem oaspeți de seamă. Oaspeți, frații ai noștri, de dincolo de Prut, de lângă acea linie care a fost trasată la un moment dat, sunt reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale de lângă Chișinău. Este aici primarul localității Bubuieci, care aparține de municipiul Chișinău, și totodată domnul Alexei Percemle, pe care îl felicităm și îi mulțumim că astăzi, înainte de a începe acest eveniment, am semnat un acord de înfrățire între localitățile noastre. Acest acord să dăinuie în timp. De asemenea, ne onorează cu prezența o delegație importantă a municipiului Chișinău. Este vorba de domnul pretor a sectorului Buiucan, municipiul Chișinău, domnul Vasile, și colegul său, domnul vicepretor, domnul Victor Poiană. Emoții. Cu toții vedem că orașul Târgu Ocna, alături de locuitori, alături de frumoasele și valoroasele resurse, este vizitat de cât mai mulți turiști din țară, dar și din Republica Moldova. Vedem peste tot, la Salina, în parc, în toate celelalte obiective ale orașului care le punem la dispoziție din punct de vedere turistic, sunt aglomerate, ceea ce ne bucură.
Vă doresc, dragi militari, astăzi, în această zi minunată, la mulți ani, tradiția să meargă mai departe, să fiți sănătoși, să reprezentați cu cinste drapelul tricolor, oriunde veți vă va trimite România. Felicitări și la mulți ani! Sărbătorim astăzi, în avans de altfel, Ziua Vânătorilor de Munte. Unitate militară cu o îndelungată tradiție și ale cărei fapte de vitejie de-a lungul istoriei au transformat acest corp de elită într-un adevărat simbol de curaj și patriotism. Voi reaminti, ca o datorie de onoare, câteva repere istorice care ne vorbesc despre eroii necunoscuți sau cunoscuți care s-au jertfit în luptele duse de vâltorile istoriei. Noaptea de 15 spre 16 august 1916, când soldații români au trecut granița în Ardeal, sau vara anului 1917, în luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz, sunt două dintre cele mai importante momente istorice când armata română și implicit Corpul Vânătorilor de Munte au schimbat decisiv parcursul revizibil al istoriei europene. Faptele tulburătoare de vitejie, insuflate de eroismul și patriotismul soldaților români, nu au trecut neobservate, militarii vremii aducând adevărate omagii. Astfel, în septembrie 1917, generalul Berthelot, șeful misiunii franceze în țara noastră, spunea: chemată la suprema încercare, armata României a dat nenumărate dovezi de eroism. Soldații români luptă admirabil. Ei sunt la înălțimea celor mai viteji apărători, ei sunt cei mai buni soldați din lume. Dar misiunile Vânătorilor de Munte nu s-au oprit aici. În cel de-al doilea război mondial, luptătorii acestui corp de elită au pus umărul la eliberarea Bucovinei și nordului Basarabiei și pentru eliberarea Transilvaniei. În istoria recentă, Brigada Vânătorilor de Munte a participat alături de forțele NATO și ONU la misiuni militare în teatrele de operațiuni din Kosovo, Irak și Afganistan. Vânătorii de Munte sunt exemple vii de dăruire și abnegație, eroii dintre noi, de multe ori neștiuți, dar care, prin curajul și determinarea de care dau dovadă în apărarea valorilor fundamentale ale civilizației, devin modele care ne inspiră. La mulți ani, Vânătorilor de Munte! Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 12 noiembrie. Vremea înregistrează o ușoară tendință de răcire, iar cerul va fi unul noros. Maxima zilei ajunge până la 6 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 2 grade Celsius. Miercuri 13 noiembrie. Vremea se menține rece. Cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei nu va trece de 7 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 2 grade Celsius. Joi 14 noiembrie, vremea se menține rece, cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei nu va trece de 7 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 0 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!